Primele zile despre situația antenei 3 la Bruxelles. Înainte de toate, se discută despre un episod în care finalul procesului poate conduce la suprimarea libertății de informare, suprimarea libertății presei prin efecte administrative, pentru că despre asta vorbim în cazul grupului antenelor. Și din această perspectivă, grupul socialist a fost totdeauna probabil cel mai devotat cauzei libertății presei și rămâne extrem de îngrijorat de dezvoltările din România. În acest sens am prezentat astăzi oficial președintelui Comisiei de Drepturi și Libertăți scrisoarea elaborată de către grupul Antena pentru a o analiza și pentru a considera posibilitatea unei organizării unei dezbateri de urgență în cadrul Comisiei de Drepturi și Libertăți a situației dumneavoastră, pentru că, repet, pe noi ne preocupă desigur ca justiția să-și facă treaba, nu e nicio problemă și nimeni nu pune în discuție dreptul și datoria că o hotărâre judecătorească să se aplice, dar văzând cum prin manevre administrative se încearcă de fapt sugrumarea libertății presei, acest lucru nu poate rămâne ca atare și nu poate rămâne fără o reacție consistentă din partea grupului nostru. Este același grup care de altfel s-a bătut pentru libertatea presei și atunci când a luptat împotriva strategiei de securitate națională a lui Traian Băsescu, a apărat libertatea presei în cazul abuzurilor din Italia, în cazul abuzurilor din Bulgaria, în cazul abuzurilor din Ungaria. Facem un lucru pe care l-am făcut totdeauna și pe care ar trebui să-l facă orice politician responsabil. Da, mulțumesc foarte mult, domnule Boștinaru, pentru această intervenție.